Vreau să discutăm astăzi despre rozacee. Foarte multe dintre voi aveți această problemă la nivelul tenului și m-ați rugat să discutăm într-un subiect mai amplu despre modalități de tratament acasă. Știu că vă interesează partea de skincare, de îngrijire a pielii și acum este momentul ideal să luăm la poricat acest subiect care ne deranjează atât de tare. Ei bine, rozacea este o afecțiune cronică, inflamatorie. La nivelul feței avem probleme de regulă și pe gât sau pe decolteu, însă fața ne deranjează cel mai tare. Fiind o afecțiune cronică, așa cum spuneam, sigur că ne așteptăm la o evoluție pe termen lung și de asemenea trebuie să avem în vedere anumite trucuri pe care să le aplicăm zi de zi, astfel încât să ne facem viața mai ușoară cu rozacea sau cu cuperoza. De fapt, în rozacee vorbim despre cuperoză doar în stadiul inițial, atunci când avem mici leziuni roșiatice la nivelul pielii care apar și dispar în funcție de anumiți factori de mediu. Acum, cauzele rozaceei, vă spun sincer că nu sunt pe deplin elucidate, din păcate. Sigur că vorbim despre componenta genetică, probabil că ați observat că și mama sau poate mătușa are probleme asemănătoare și atunci și voi vă veți confrunta cam după vârsta de 30 de ani cu roșeață la nivelul pielii. Vorbim deci despre o modificare genetică la nivelul structurii pereților vasculare. Practic, la nivelul feței noastre, vasele de sânge sunt mai dilatate și această dilatație dă un aspect rozaliu sau roșiatic la nivelul feței. Avem modificări la nivelul colagenului din vasele de sânge, dar și la nivelul colagenului dermic. Ce ne determină lucrul ăsta? Cum spuneam, încă nu putem ști în totalitate, însă, din fericire, avem la îndemână modalități terapeutice care sunt eficiente și ne pot crește calitatea vieții. Cum ne dăm seama că avem rozacee? În primul rând, ne uităm în oglindă și vedem că pomeții noștri sunt roșii. Sigur că este absolut normal ca atunci când trecem de la frig la cald să ne roșim sau când facem o baie mai lungă și fierbinte, să ne trezim cu piele inflamată și roșie. Însă nu este normal când ne trezim de cursul unei zile, fără momente emoționante, fără niciun fel de trigger important, că suntem roșii. Ne spun cei din jur că poate avem emoții și de fapt noi chiar nu avem nicio problemă în perioada respectivă și totuși nu reușim să scăpăm de această senzație neplăcută de usturime la nivelul pielii sau deshidratare. De asemenea, putem observa că produsele cosmetice parcă nu intră în piele, parcă fondul de ten nu se blenduiește cum trebuie, nu se așează cum trebuie. Și de multe ori pacientele apelează la sfatul prietenilor sau farmacistelor în această etapă, după care ajung și la dermatolog în cele din urmă. Dacă întâi avem un eritem tranzitor, acest stadiu de flushing, cu roșeața care apare și dispare, pe parcursul timpului observăm că roșeața asta devine permanentă. Este acolo cu noi de dimineață până seară, nu dispare deloc. Dacă ne uităm foarte aproape la nivelul obrajilor, vedem că sunt mici vase de sânge foarte superficiale care par sparte, par dilatate. Lăsată netratată această cuperoză, în timp poate dezvolta leziuni inflamatorii de tip papule și pustule, care arată ca o acnee. Și aici vreau să vin cu un tips and tricks pentru voi, ca să puteți diferenția acnea clasică de rozacee. În acnee, de regulă, avem leziuni polimorfe, adică de mai multe forme. Vorbim despre comedoane, puncte albe, puncte negre, papule și pustule, pe care dacă le stoarcem, observăm că din ele ies ceva, iese acel conținut cu keratină. Însă în rozacee, dacă încercăm să stoarcem aceste leziuni roșiatice, pentru că majoritatea o să vedeți că sunt roșii, arată la fel, nu prea reușim să scoatem decât o serozitate. Ei, în cazul ăsta, gândiți-vă poate că suferiți de rozacee și începe să vă documentați mai mult despre această patologie. În stadiile foarte tardive, care sunt foarte rare și de obicei apar la bărbați, vorbim despre rinofima, adică nasul se îngroașă, glandele sebacee de la nivelul nasului se dilată foarte mult, se hipertrofiază și apare acest aspect de nas borcănat, destul de umflat și în cazul ăsta doar chirurgia mai poate salva aspectul estetic al feței. Haideți să vedem care sunt cele 5 recomandări importante în tratamentul rozacei. În primul rând, vreau să vă rog să faceți curățenie în produsele cosmetice. Știu că ați adunat, probabil de-a lungul timpului, foarte multe produse de demachiere, de spălare pe față, de hidratare și așa mai departe. Haideți să facem curățenie, vedeți ce a expirat, aruncați tot ce considerați că are agenți iritanți. Ne uităm pe eticheta, pe prospectul produselor și vedem dacă acestea conțin
agenți iritanți, mă refer la alcool, la parfum, mă refer la uleiurile esențiale care nu au ce căuta în produsele de îngrijire ale feței. În cazul în care depistați aceste elemente, vă rog, nici măcar nu aveți voie să le faceți cadou. Pur și simplu nimeni nu merită să se dea cu așa ceva pe față. Le aruncăm și începem să ne achiziționăm produse cosmetice corecte și eficiente pentru tenul nostru. Al doilea sfat pe care vreau să vi-l dau este să nu mai faceți exfoliere mecanică, să nu mai faceți gomaj. Aruncați iarăși toate produsele care au particule abrazive. Țineți cont de faptul că noi, în timpul unei exfolieri mecanice, nu putem controla gradul, să spunem, de penetranță a acestor particule. Unele dintre ele sunt foarte abrazive, iar pe termen lung creează o inflamație și mai mare la nivelul pielii. Practic, formează microfisuri la nivelul epidermului și atunci noi putem să pierdem mai ușor apa din piele și atunci să avem o deshidratare importantă și să aibă de suferit bariera dermoepidermică, adică acele grăsimi naturale la nivelul feței care ne protejează de agenții externi, nu mai sunt bune, nu mai sunt viabile și putem să înlesnim, să spunem, apariția altor infecții. Ținem cont de faptul că în rozacee putem să avem și Demodex. Este un parazit pe care îl găsim la nivelul feței, iar în anumite condiții optime de dezvoltare, acest parazit determină leziuni inflamatorii. În momentul în care noi facem gomaj, facem exfoliere mecanică și aici intră dermabraziune sau alte proceduri, poate cosmetice și medicale, ținem cont de faptul că parazitul ăsta poate să fie împrăștiat și mai mult la nivelul feței și să agraveze rozacea. Al treilea sfat pe care vreau să vi-l dau este să folosiți produse hidratante și mai ales factor de protecție solară. Știu că ați auzit peste tot că SPF-ul este esențial și poate nu vedeți rostul lui în rozacee. De asemenea, știți că este un mit, și am mai discutat asta și în filmulețul cu acnea, să stăm la soare în ideea că ne usucă leziunile de acnee sau de rozacee. Radiațiile ultraviolete și cele de tip A în mod special, pe lângă faptul că induc fotoîmbătrânire cutanată, pentru că ne distrug colagenul de la nivelul dermului, ei bine, aceste radiații distrug și colagenul de la nivelul pereții vasculari. De asta fragilitatea vasculară importantă de la nivelul feței determină o dilatație și așa, prin transparența pielii, se văd așa de bine aceste formațiuni vasculare încât suntem roșii tot timpul. Deci ar fi ideal să puteți folosi factori de protecție solară pe parcursul iernii, măcar o dată pe zi, dimineața, sigur, după rutina voastră de spălare, de machiere doar seara, spălare, hidratare și apoi SPF, iar pe parcursul verii ar trebui reaplicată la 2 ore dacă sunteți în aer liber, dacă vă expuneți la soare. Pe locul 4, aș vrea să menționez evitarea factorilor trigger. De fapt, rozacea este stimulată în anumite condiții. Sigur, vorbim și despre factori emoționali, dar mai mult și mai mult vreau să vă spun că aș vrea să evitați pe cât posibil sauna, vreau să evitați solarul și tocmai am menționat importanța radiațiilor ultraviolete de tip A, căldura foarte puternică și mai ales tranziția aceasta bruscă de la frig la cald. Acum că este iarnă, tindem să intrăm de la frig în medii, în încăperi foarte încălzite și atunci vedem că apare acest flashing. Ăsta este un semn de alarmă, trebuie să vă trezească deja interesul pentru partea de rozacee. Trebuie să evitați pe cât posibil trecerile bruște de la cald la frig și invers. De asemenea, dacă mergeți la ski sau la munte, ar trebui chiar și pe pârtie să folosiți creme hidratante și creme cu factor de protecție solară. Sigur ați observat că prin expunere la soare, rozacea voastră se agravează. Pe locul 5 și poate mai puțin important pentru cele dintre noi care, să spunem că suntem în intervalul 30-40 de ani, totuși e bine să știm pe viitor că medicamentele vasodilatatoare pot agrava destul de rău rozacea. Medicamente vasodilatatoare găsim, să spunem, pentru mai multe afecțiuni, în special cele cardiovasculare. Dacă aveți probleme cu tensiunea arterială, cu siguranță medicul cardiolog v-a recomandat astfel de medicamente și nu știu dacă ați observat că ele pot agrava. Sigur că nu trebuie să renunțăm la medicamentele de care avem neapărat nevoie, dar este bine să menționați medicului vostru că sunteți pe un astfel de tratament ca să poată doza atât medicamentul, dar să vă și poată oferi informații esențiale cu privire la îngrijirea pielii în această perioadă. Pe lângă aceste sfaturi, pe care spun eu că le puteți aplica cu ușurință și acasă, aș vrea să aducem în discuție și tratamentele de cabinet, tratamentele profesionale, care pot să aducă un beneficiu destul de mare pielii. Dacă suntem la acest stadiu incipient de cuperoză, dacă avem eritem tranzitor, care apare și dispare,
mergem în primul rând pe rutina de îngrijire acasă. Însă, dacă vedem că acest eritem deja a devenit permanent, parcă nu mai dispare orice am face noi, vreau să vă propun tratamentul laser vascular sau tratamentul cu lumină intens pulsată. Vorbesc în special de laserul vascular de tip PDL sau pulse dye laser, a cărui lungime de undă penetrează destul de superficial la nivelul pielii, iar el țintește hemoglobina. Hemoglobina este pigmentul pe care noi, în mod natural, îl avem în vasele de sânge. Acesta, țintind hemoglobina, se va determina, de fapt, o sclerozare, o îngustare a pereții vasului de sânge și atunci, dacă vasul de sânge este mai îngust, este mai mic, automat nici prin piele nu se mai vede această roșeață. Sigur că veți avea nevoie de mai multe ședințe, ședințe pe care eu le recomand de regulă în sezonul rece, pentru că, iarăși, după laser nu avem voie să ne expunem la soare și, de asemenea, vreau să țineți cont că veți avea nevoie și de ședințe de întreținere, probabil 2-3 pe an, pe care le efectuați la interval de 6 săptămâni în sezonul rece. Dacă am trecut deja în stadiul papulopustulos, laserul nu mai este metoda cea mai eficientă. Putem vorbi despre peelingul chimice, care să creeze o exfoliere ușoară la nivelul pielii, dar o exfoliere controlată, nu cum face partea de gomaj, care pur și simplu determină o exfoliere necontrolată. Și de asemenea, în acel peeling, medicul poate să adauge agenți antiinflamatori, cum este, spre exemplu, acidul azelaic. Acidul azelaic care este foarte, foarte eficient în rozacee. Printre ingredientele pe care aș vrea să le menționez și dacă ați urmărit filmulețul cu niacinamide, sunt convinsă că v-a plăcut foarte mult, să aflați că vitamina B3 este extrem de eficientă în tratamentul rozacee. Așa că printre ingredientele pe care le puteți folosi cu succes acasă se numără niacinamidele, pe care le puteți folosi, să spunem, de 3 ori pe săptămână pentru început și apoi să creșteți gradul de aplicare până la o dată pe zi. Trebuie introduse treptat pentru a evita, de fapt, roșeața și acest fenomen de purging. Acidul azelaic pe care l-am menționat iarăși este foarte blând și vă ajută și la partea de hiperpigmentări post-inflamatorii dacă ați rămas cu anumite pete maronii după rozacee sau poate chiar după anumite leziuni de acne sau poate după expunerea la soare, putem combina efectul antiinflamator al acidului azelaic cu efectul lui depigmentant și pe acesta îl recomand a se introduce în rutină destul de lent, treptat, pentru ca pielea voastră să se obișnuiască cu el. Acidul azelaic l-aș recomanda în mod special seara, dar nu este obligatoriu. Acesta poate fi pus și de 2 ori pe zi, acum sigur în funcție de gravitatea rozacei. În acest stadiu papulopustulos se mai pot indica și medicamente pe cale orală. Sigur că rămâne la latitudinea medicului dermatolog dacă consideră oportun să vă dea antibiotice sau derivați de vitamina A, cum este izotretinoin, dar vorbim în cazul ăsta de stadiile puțin mai agresive de rozacee. Noi ne dorim să nu ajungeți la acel nivel. În condițiile în care, la nivelul pielii, deja sunt vase foarte mari, roșiatice, foarte vizibile, rămâne ca primă intenție laserul vascular de tip ND-IAG. Acesta are o lungime de undă mult mai mare, penetrează vasele care sunt mai profunde, impulsurile sunt mai puternice și atunci, cu riscul de a ne roșii, ținem cont de faptul că vasul se va colaba complet. Asta înseamnă că dintr-una sau maxim 2 ședințe, telangiectaziile dispar, însă pe parcurs putem să dezvoltăm alte vase colaterale, pentru că multe dintre voi mă întrebați dacă o ședință sau două de laser este suficient și dacă vasele recidivează. Ei bine, vasele nu recidivează, însă fragilitatea vasculară de la nivelul pielii, prestabilită genetic, așa cum am spus, poate să determine alte vase de sânge să apare, să se dezvolte. Dacă aveți o rutină corectă acasă de îngrijire a pielii și dacă sunteți sub monitorizare dermatologică în tot acest proces, eu sunt convinsă că rozacea nu va evolua. Sper că v-a plăcut filmulețul de astăzi, aștept cu interes mesajele voastre și de asemenea sugestii pentru noi filmulețe.